Terenul de oină are forma unui dreptunghi cu dimensiunile de 70 de metri lungime și 32 de metri lățime pentru seniori și 58 de metri lungime, respectiv 26 de metri lățime pentru juniorii de până la 16 ani. Acesta trebuie să fie bine nivelat și, pe cât posibil, acoperit cu iarbă. Marcajul terenului de joc va fi realizat prin linii vizibile latere la 8 până la 12 cm trasate cu var. Modul de realizare a marcajului și denumirea spațiilor de joc sunt prezentate în continuare. Bastonul este utilizat de jucătorii echipei de la bătaie pentru lovirea mingii în timpul jocului și de cei doi capitani de echipă la alegerea terenului. Bastonul trebuie să fie confecționat dintr-un lemn de esență tare, de preferință fax sau frasin, și are forma unui trunchi de con. Pentru seniori, acesta este lung de 90-100 de centimetri, cu diametrul de 5 cm la un capăt și de 3,5 cm la celălalt capăt. Pentru juniori, acesta este lung de 80-90 de centimetri, cu diametrul de 5 cm la un capăt și de 3,5 la celălalt capăt. Pentru copii, acesta este lung de 75-80 de centimetri, iar diametrul între 4 cm la un capăt și 2,5 cm la celălalt capăt. În plus, bastonul trebuie să fie rotund pe întreaga lungime. Mânerul bastonului trebuie să fie prevăzut cu șănțulețe inelare de 2 mm lățime și adâncime, realizate la o distanță de 2 cm pe o lungime de circa 20 de cm, pentru ca acesta să nu alunece din mână la bătaia mingii. În scopul asigurării unei prize mai bune, se poate înfășura pe mânerul bastonului, pe aceeași lungime, o panglică cauciucată. Bastonul poate fi prevăzut cu opritor, care face parte din lungimea bastonului.
Mingea de oină este sferică, confecționată din piele, are în interior păr de cal, porc, bovine sau ovine, în niciun caz rumeguș, cârpe, pietre, nisip sau păr argăsit. Mingea de oină are următoarele caracteristici aproximative. Pentru seniori, diametrul de 8 cm, circumferința 24 de cm și greutatea 140 de grame. Pentru junior, diametrul la fel de 8 cm, circumferința 24 de cm, dar greutatea este redusă la 120 de grame. Pentru copii, diametrul este de 8 cm, circumferința de 24 de cm și greutatea de 100 de grame. Mingea este confecționată din 8 bucăți de piele tăiate în formă de triunghiuri echilaterale curbe și cusute între ele, având aceeași culoare. Fiecare echipă este obligată să prezinte, înainte de începerea jocului, la alegerea terenului, un baston de bătaie regulamentar și o minge. Arbitrul este cel care va alege mingea cu care se va juca. Fiecare echipă este obligată să întrebuințeze la bătaie bastonul propriu. Bastonul de bătaie și mingea nu se pot schimba în timpul jocului, doar dacă arbitrul constată că nu mai pot fi folosite, mingea sau bastonul rupt, ori mingea este udă. Unul dintre arbitri poate lua această măsură și la sesizarea celuilalt arbitru sau a uneia dintre capitanii de echipă. Jocul de oină se desfășoară pe un teren plat, de preferință acoperit cu gazon, între două echipe formate din 11 jucători, pe durata a două reprise nelimitate în timp, partida fiind oficiată de doi arbitri. În prima repriză, o echipă se află la bătaie, iar cealaltă se află la prindere. În repriza a doua, echipele își schimbă rolul. Alegerea terenului se face într-un mod original, folosindu-se în acest sens bastonul de joc. După alegerea terenului, cele două echipe se deplasează în mod ordonat pentru ocuparea pozițiilor din teren specifice pentru evoluția la prindere, respectiv la bătaie. Jocul este deschis în momentul în care are loc prima bătaie a mingii, acesta fiind considerat momentul în care mingea părăsește palma jucătorului care servește. O descriere foarte succintă a jocului ar fi următoarea. Jucătorii aflați la bătaie lovesc mingea cu bastonul, urmărind să o trimită în aer la o distanță cât mai mare pentru a aduce puncte echipei lor, după care vor încerca să parcurgă cele două culoare, deducere și de întoarcere, fără să fie loviți de echipa aflată în teren la prindere, în caz contrar cedând puncte acesteia. În această repriză, jucătorii de la bătaie pot obține puncte doar din lovirea mingii cu bastonul 1 sau 2 în funcție de distanța la care au trimis mingea. În schimb, jucătorii aflați la prindere recuperează mingea bătută de adversari, o pasează cu rapiditate și încearcă să lovească jucătorii care aleargă prin culoare. Pentru fiecare jucător lovit, aceștia obțin 2 puncte. Repriza se încheie când toți cei 11 jucători ai echipei de la bătaie au bătut mingea cu bastonul și au trecut prin cele două culoare, deducere respectiv de întoarcere, ieșind din teren peste linia de scăpare. În partea a doua a jocului, echipa care a fost la bătaie va evolua la prindere și invers. Punctele realizate de către fiecare echipă în cele două reprize, la bătaie și la prindere, se adună. Echipa care realizează cele mai multe puncte este declarată câștigătoare.